Capitolul 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Și-au băut din ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și-au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cetitorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori. Și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război ai lui Iuda pe care i-a dus aici din Iuda tatăl meu, împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele, ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului, ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt, dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Și te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte.
Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea încârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul, care era în vârstă de 62 de ani.